Hei, salut la toți, cu voi Dimas Show și astăzi facem un nou video. Să începem! Și băieții ăștia în căutare la niște aventuri ceva mai bune. Eu nu știu cum vouă, dar mie îmi place cel mai tare momentul ăsta. Când vă stoare antă în clasă. Mai scurt, sper că poza s-a plinit foarte super, foarte tare și ei au adunat multe like-uri pe Instagram și unii acolo. Următorul videoclip e despre Spider-Man. Da, și în Rusia există Spider-Man adevărat care sui pe pereți și zboară. Mai scurt, privim video. Блядь, блядь, пацаны, не знаю, что делать, пацаны. Ему пизда, не знаю, что делать. Да! 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 În coleac și avea să-i spărnească, dar totuși până la urmă nu-i s-o prinit. Nu știu ce să-i faci. Ему пизда, не знаю, что делать. Din chipul de la femeie s-a mușat să o prânească pentru că a stricat atâtea farfurii și atâtea căni și o răschiptă de acolo jos. Bucătăria o chicată peste dânsul, dar totuși el a încercat. Mai, mai, cât și. Dar totuși e ca momentul ăsta îmi place cel mai tare. Nu, pizda, nu știu ce vreau. Bă, ești nebune. Eu nu prea înțeleg ce-o vrut el să fac cu asta, ce-o vrut el să arăți. Sui sus pe acolo pe bucătărie, ori nu știu, idee n-am. Dar totuși până la urmă s-a prinit foarte fain. Dar următorul video nici nu mai vreau să mai pun nici un comentariu. Pur și simplu privim video. Voi nu mă uitați-vă la fața asta și privirea făcută la ieșe. Cum e și ne-a îndrăznit așa ceva să vii și să-i încurci la câinile astea? Eu stricat tot. Eu ne închipui la noapte când a să ieși el cu soția lui în pat și a să-i facă câinista lor. Mie că grozavă îmi place momentul ăsta când el un pic se oprește și tipa să mai gândești ce să fac și tot și sare la dâns la bătaie. Du-te băi în c***a mă, c***a mă! Să ai prieteni ghini, dar să ai prieteni debili încă mai ghini. Scrieți un comentariu și aș face voi să ne miriți într-așa o situație ca băiatul ăsta. Și e ca iarăși vă arăt momentul meu preferat. E aici. Și după fața lui și la urmă îți vede că el tare mulțumit pentru ce ești făcut. Vreau să spun că n-am făcut video de deja am aproape 2 săptămâni de când n-am făcut. N-am făcut că am fost o săptămână la odihnă. M-am odihnit, tot a fost bine, foarte super. Dacă vreți să vedeți cum m-am odihnit și unde am fost, uitați-vă la mine pe Instagram, acolo sunt și video și poză și e foarte super. Și nu uitați să vă abonați la mine pe Instagram. Instagram meu, ia câte la ieșei. Chiar aici. Și abonați-vă la mine pe Instagram, puneți like-uri dacă v-a plăcut, acolo sunt foarte multe poze cu de unde eu m-am odihnit, cum, foarte bine, foarte cool, foarte tare. Mai scurt, dacă v-a plăcut video, puneți like, abonați-vă la canal, cu voi a fost Dimas Show, ne revedem în continuare!